Elevii au revenit astăzi la cursuri după mini-vacanța de 1 decembrie. Aceștia mai au aproximativ 3 săptămâni până la finalul modulului al doilea și implicit până la vacanța de iarnă, care începe din 23 decembrie. În tot acest timp, elevii au de susținut o serie de evaluări la clasă, care vor fi trecute în catalog. Elevii s-au întors la școală după mini-vacanța de 1 decembrie. Mai au aproximativ 3 săptămâni de cursuri până la vacanța de iarnă, care va începe din 23 decembrie. Împărțirea pe module anului școlar și eliminarea tezelor sunt văzute cu ochi buni de elevi, care spun că au scăpat de stresul evaluărilor semestriale. Trebuia să ne relaxăm și noi, pentru că avem nevoie de forțe noi pentru școală. Se dau lucrări și trebuie să învățăm. Deci a fost foarte bine și ne-a trebuit. E mai bine acum cu aceste module? Da, deoarece avem puțin mai multe vacanțe și putem să ne relaxăm. Te pregătești pentru evaluările la clasă? Da, am puțin emoții, dar să sperăm că va fi bine. E mai bine acum că nu mai dați teză? Da, doar că totuși e un stres, pentru că notele trebuie puse foarte rapid la finalul modulilor. Câte evaluări ai dat până la modul? La materie cele mai importante, în jur de 10, niciun caz mai mult. Vacanța de iarnă se va încheia în 9 ianuarie, când va debuta și modulul al treilea. Activitatea elevilor se va desfășura până în 22 decembrie 2022. Vor începe și evaluări, însă după momentul acesta al acomodării elevilor cu revenirea la școală, după o intrare în ritm adecvată. Sunt binevenite aceste evaluări sau elevii preferau tezele? Nu, elevii nu preferau tezele, deoarece volumul de informații era extrem de mare. O altă noutate anul acesta o constituie structura modulului al treilea, care nu este la fel în toate județele. În Mehedinți, acesta va începe în 9 ianuarie și se va încheia în 17 februarie. Apoi modulul al patrulea va debuta în 27 februarie și va dura până în 6 aprilie. În schimb, modulul al cincilea va începe în 19 aprilie și se va încheia în 16 iunie, atunci când va fi finalul anului școlar. Elevii de clasa a 12-a vor încheia cursurile în 2 iunie, iar cei din clasa a 8-a în 9 iunie.